Bună ziua, dragi copioline! Bine v-am găsit într-un nou episod cu Pioneers. Pentru că iarna se apropie cu pași repezi, după cum știți, noi suntem alături de voi ca de fiecare dată și astăzi o să învățăm să facem ceva design de iarnă cu câteva dintre noile produse. Să nu ne pierdem speranța, aveți grijă de ea, așa că o să folosim din gama Emotions, nuanța Hope. Eu pentru acest design prefer să o aplic într-un singur strat, pentru că nu am nevoie să fie foarte, foarte evidentă. O să polimerizez. O să folosim acum pensula 3x0, Zostovo. Puteți folosi pentru acest pas ori o josemi permanentă, ori gel. Eu acum îmi fac un amestec din o josemi permanentă și gel alb. O să facem un ursuleț. Am nevoie de pensulă lată pentru acest tip de design, pentru că umplem foarte mult, lucru pe care cu o pensulă subțire nu putem face. O să vedeți că e foarte ușor de realizat. Momentan rămâne așa și o să polimerizăm 10 secunde sau 15 la lampă LED. Aplicăm al doilea strat. O să-i facem și urechiușe. Și simplu cu latul pensulei apăs și trag în interior. O să polimerizăm 15 secunde. O să-i facem un fular cu un roșu foarte frumos. E din gama 9 de OGSM permanente, se cheamă Hot Red. O să folosesc pensula Pro Painting. Avem nevoie să-i facem nasul, ochii și o guriță, deci îi vom lăsa spațiu. Și de o parte mai umplată aici, pentru că am înodat fularul. O să facem un amestec de alb și negru. Avem nevoie de un gri. O să facem boticul ursulețului. O să polimerizăm 10 secunde. O să mixăm alb și roșu, pentru că am nevoie de un roz foarte pal pentru obraj. Cu aceeași pensulă o să realizăm obrajorii ursului și o să polimerizăm la lampă 10 secunde. Cu negru acum o să realizăm detalii ursului, cum ar fi urechiușele și ochii. Facem două fișori ca două martiere. O să-i facem și nisucul. Iar acum o să avem nevoie de pensulă subțire să realizăm gurița ursului. O să polimerizăm 10 secunde la lampă LED. Pensula 00 și cu gel alb de pictură. O să fac un model fularului și o să facem ceva inimioare. Pur și simplu îmi așez pensula oblic. Să polimerizăm la lampă 10 secunde. Cu pensula ProLiner acum vom trasa câteva detalii cu negru. Avem nevoie de detalii foarte finuțe, așadar liniile noastre vor fi subțiri. Nu trebuie neapărat să fie conturat ca coada tot ursulețul. Acum o să facem contur și fularului. Dacă veți urma pașii pe care am făcut în acest video, trebuie să vă iasă neapărat, pentru că nu sunt modele complexe.
lansăm puncte pentru a face ciucuri fularului și cu vârful pensulei vom trage în jos. Și vom polimeriza la LED 15 secunde. O să introducem capătul pensulei în gel alb și vom face o mică zăpadă. Să facem și o mică steluță. Să polimerizăm, după care aplicăm finish și este gata. Aplicăm acum un strat de finish și polimerizăm 2 minute. Cam asta a fost pentru astăzi din partea mea. Dacă aveți orice fel de întrebare sau sugestii, lăsați-ne secțiunea de comentarii și noi vă vom răspunde. Vă pup!